În urma atacurilor Rusiei în Ucraina a fost înregistrată o explozie a unei rachete la una din substațiile sistemului energetic din regiunea Lviv. Acest lucru a cauzat deversarea uleiului din transformatoarele și condensatoarele acestei substații, în unul din afluenții mici ai Nistrului, depistate pe 24 decembrie. Porțiunea Nistrului de pe teritoriul Republicii Moldova nu va fi afectată, informează agenția mediului. După explozia produsă, agentul economic care administrează această substație de comun cu Serviciul de Stat pentru situații de urgență din regiune, au încercat cu forțele proprii să înlăture această contaminare prin intermediul Bornelor de colectare a uleiului de la suprafață. Serviciile de laborator din regiunea Lvov, Ivano Frankovs, Cernăuți, Moghileu, au anunțat că situația se află sub controlul serviciilor de profil și se iau toate măsurile necesare pentru absorpția uleiului de pe suprafața apei până la intrarea în râul Nistru, în scopul evitării răspândirii acestuia pe cursul râului. Cu regret există probabilitatea ca o parte din acest ulei să pătrundă și în râul Nistru, însă cunoscând viteza fluxului de apă, nivelul și debitul apei și luând în considerare că râul posede capacitatea de autoeporare naturală, special și laboratorului de referință de mediu constată că această poluare va fi atenuată până la intrarea în coada lacului de acumulare Nistrand, iar prezența celor două lacuri de acumulare va contribui semnificativ la reținerea substanțelor poluante, împiedicând transportarea acestora pe cursul râului pe segmentul Republicii Moldova. Despre toate schimbările, modificările în compoziția chimică a calității apei în râul Nistru pe teritoriul Republicii Moldova, Agenția de Mediu va informa operativ organele cu funcție de control de luarea deciziilor societatea civilă și populația, menționează reprezentanții. rappreżentanzi Aġenziji de Medju.